Bine v-am regăsit! Astăzi o să vă prezint cele mai importante evenimente din timpul participării României la primul război mondial. Când treci pe sub Arcul de Triumf din București, pe arcadă poate fi văzută o placă dedicată lui Ferdinand I, regele românilor. Deasupra cu un unic ornamente, ce înconjoară profilul regelui, se află coroana regală de oțel, turnată după cea cu care a fost încoronat la Alba Iulia. Care sunt marile înfăptuiri ale regelui Ferdinand? Răspunsul la această întrebare, dar și multe alte informații referitoare la participarea României la primul război mondial, vor fi prezentate în cele ce urmează. Participarea României la primul război mondial cuprinde totalitatea acțiunilor de ordin politic, diplomatic și militar desfășurate de statul român, singur sau împreună cu aliații, între 28 iulie 1914 și 11 noiembrie 1918, în vederea atingerii scopului politic principal al participării la război, și anume realizarea statului național unitar român. Din punct de vedere al statutului de beligeranță, România a fost pe rând țară neutră în perioada 28 iulie 1914 27 august 1916, țară beligerantă de partea Antantei în perioada 27 august 1916 9 decembrie 1917, în stare de armistițiu în perioada 10 decembrie 1917 7 mai 1918, țară necombatantă în perioada 7 mai 1918 9 noiembrie 1918 și țară beligerantă de partea Antantei în perioada 9 noiembrie 1918 11 noiembrie 1918. Neutralitatea. Izbucnirea primului război mondial la 28 iulie 1914 a surprins România într-o situație contradictorie. Opinia publică era majoritar filofranceză și favorabilă Antantei, însă regele Carol I era german și avea încredere în patria natală, o mare putere europeană și mondială. Ca urmare a acestor sentimente firești, dar și a unor calcule politice, semnase un tratat de alianță cu Germania, Austro-Ungaria și Italia, aderând la tripla alianță în 1883. Pus în fața războiului, Consiliul de Coroană de la Sinaia, din 3 august 1914, a decis adoptarea neutralității ca soluție de compromis între cele două opțiuni. Neutralitatea a durat 2 ani, până în august 1916. În acest interval, moartea regelui Carol I, în octombrie 1914, și urcarea pe tron a regelui Ferdinand, dar și evoluția generală a războiului, au făcut ca balanța să încline în favoarea intrării României în război de partea Antantei. Intrarea în război. Consiliul de Coroană de la Cotroceni, din 27 august 1916, a hotărât intrarea României în război de partea Antantei, alături de Franța, Marea Britanie și Rusia. Un rol important în luarea acestei decizii au avut Regina Maria și Ion Icebrătianu, liderul Partidului Național Liberal, cel mai influent lider politic român. Prin această decizie se urmărea eliberarea românilor din granițele Austro-Ungariei, provinciile Transilvania, Banat și Bucovina, și unirea lor cu România și întregirea statului național. Pentru români, războiul a început în noaptea de 27 spre 28 august 1916, când trupele române au trecut granița în Transilvania. După câteva victorii românești, contraofensiva austro-ungaro-germană a pus România în defensivă. Au avut loc lupte eroice pentru apărarea defileelor Jiului și Oltului și pe Valea Prahovei. Atacată și dinspre sud de trupele bulgare și germane, România a pierdut în jumătate de an tot sudul țării. Armata, Casa Regală, Guvernul și Parlamentul s-au refugiat în Moldova. În același timp, zeci de mii de locuitori au luat drumul pribegiei spre Moldova. În teritoriul cucerit, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, puterile centrale au organizat un regim de ocupație militară care a produs mari pagube materiale și multe suferințe populației. Tezaurul României a fost trimis spre păstrare în Rusia. Soluția părea sigură, Regina Maria fiind rudă apropiată cu țarul Nicolae al II-lea.
Însă, în condițiile preluării puterii în Rusia de către comuniști, tezaurul nu a mai fost returnat. Marile victorii din 1917. Cu ajutorul misiunii militare franceze, conduse de generalul Henri Berthelot, armata română s-a reorganizat în 1917. A fost fortificată o linie de apărare între Carpații de Curbură și Cotul Dunării, trupele române fiind sprijinite de cele rusești. În vara anului 1917, armata română a obținut marile victorii de la Mărăști, Mărășești și Oituz, salvând astfel statul. Însă ieșirea Rusiei din război spre sfârșitul anului 1917 a determinat România să încheie armistițiul cu puterile centrale în decembrie 1917, apoi pacea de la București, 7 mai 1918. O contribuție importantă în acest război au avut-o generalii Alexandru Averescu, Constantin Prezan, Eremia Grigorescu, sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu, alături de eroii anonimi. Sfârșitul războiului. Pe frontul de vest, luptele au continuat, situația devenind favorabilă Antantei. Populația puterilor centrale nu mai susținea războiul. Austro-Ungaria se destrăma, iar Germania era zguduită de proteste de stradă împotriva continuării luptelor. România a reintrat în război, astfel încât sfârșitul acestuia, 11 noiembrie 1918, o găsește în tabăra învingătorilor, ceea ce îi permite realizarea Marii Uniri. Sacrificiile au fost însă uriașe. 300.000 de morți din rândul militarilor, 430.000 de civili decedați din cauza epidemiilor și foametei, 120.000 de răniți în război. Aceste sacrificii au demonstrat dorința puternică de înfăptuire a unirii tuturor românilor. În anul 1918, prin unirea Basarabiei, la 27 martie, Bucovinei, la 15 noiembrie, și Transilvaniei, la 1 decembrie, cu vechiul regat, se formează România Mare. Regele Ferdinand I a devenit regele tuturor românilor. Pe această hartă, care ilustrează participarea României la primul război mondial, putem identifica state ale Antantei, state din Alianța Puterilor Centrale, atacuri ale României și ale statelor din Alianța Puterilor Centrale, linia frontului din 1916 și din 1917 și cele mai importante bătălii. Vă mulțumesc pentru atenție!